Spitalul Județean de Urgență Slatina are nevoie de asistente infirmiere și brancardieri. În perioada imediat următoare va fi organizat un concurs pentru angajarea mai multor persoane, cel mai mare număr de posturi libere fiind pentru asistente medicale. Înscrierile au loc până pe data de 3 decembrie. Am demarat formalitățile, probabil în jur de 15-20 decembrie o să fie probele scrise și interviu. Vorbim de un număr de 15-18 asistente, 10 infirmiere și 3 sau 4 brancardieri. Managerul spitalului din Slatina, Cătălin Rotea, spune că sunt mai multe secții cu deficit de personal, însă pe 3 dintre acestea e nevoie urgentă atât de asistente, cât și de infirmiere și brancardieri. Ne trebuie oameni în mod deosebit pe pediatrie, pe oftalmologie și pe ortopedie. Candidații interesați de aceste posturi trebuie să știe că, pentru asistenți medicali, spre exemplu, nu este obligatoriu să aibă experiență în domeniu.